A început oficial perioada în care românii se pot autorecenza pentru recensământul populației și locuințelor. Autorecenzarea se desfășoară timp de 2 luni, până în data de 15 mai. Pentru o parte dintre buzoieni, nefamiliarizați cu mediul online și tehnologia, campania s-a dovedit o piatră grea de încercare, motiv pentru care au solicitat ajutorul recenzorilor care au oferit servicii de asistență în cadrul centrelor special amenajate din municipiul Buzău. Are bucătărie, locuință. Da. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru recensământul de populației. Dumneavoastră nu ați reușit să intrați online? Nu ne percepem, suntem din epoca trecută și nu știm să butonăm. Vi s-a părut greu? Vi s-a părut greu formularul? Nu. A durat nu. Mult? Nu, n-a durat mult, a fost bine că am stat pe scaun. Nu ați reușit să vă autorecenzați online? Nu. Au început să vină, au început chiar și să sune, avem un număr de telefon la care persoanele pot suna și solicita informații și au început și să vină fizic persoane care nu se descurcă să completeze singuri. O parte dintre buzoieni spun că nu vor participa la campania de autorecenzare, în schimb îi vor aștepta pe recenzori la domiciliu în cea de-a doua etapă care se desfășoară în perioada 16 mai-17 iunie anul acesta. Am 80 de ani, abia ne trebuie să ne ducem să ne luăm cine, mai avem noi internet? Sunt câteva puncte unde puteți merge să vă ajute să vă autorecenzați, știți? Dar de ce să nu vin acasă? Asta să vină și acasă. Veți reuși online să vă registrați sau veți cere ajutorul? Cred că ajutorul de la primărie, că astea suntem mai în vârstă și noi nu. Avem, dar nu știm să umblăm cu așa ceva. Mergeți la un centru care să vă ajută, doar da? Așa, ori dacă nu, zici că or să vină ei pe acasă. Numărul mare de accesări a platformei de autorecenzare a condus încă din debutul recensământului la blocarea platformei online.